Este marți astăzi, de obicei nu facem vlog chiar atât de des pe săptămână, dar mâine și eu și Aline avem o zi liberă. Avem ceva treabă de dimineață și m-am gândit, zic, fiind o zi liberă mâine, hai să încep vlog din seara asta. Momentan mi-am terminat treaba pe ziua de astăzi și m-am schimbat și pregătit să ies afară acum cu Yuki. Mergem la walk, da! Ea e gen, haide. Mergem, mama, imediat mergem, da. Ce, să-mi fie rușine că stau să vorbesc, nu? Ok, mergem să mă vopsesc. Ți-ai găsit jucăria? Avem, mă rog, am vopsea roșie, roz și mov. Nu știu dacă să fac o mixtură sau să-mi fac roz ori mov. Verde. Hai să vedem. Mi-am schimbat tricoul. Tricoul ăsta, săracul, e tricoul ăla de vopsea. Da, se vede ce are pe el, nu? Dar mă duc să mă vopsesc. Well, m-am făcut. Am optat pentru această nuanță care este, unde scrie, că nici nu știu, Magenta Dream. Aici scrie. Da, asta este nuanța. Este... Data trecută când m-am făcut mi-a ieșit roz, însă acum nu să-mi iasă chiar așa. Ea este un fel de magenta, basically. Și da, o să-mi iasă mai închis acum, cel mai probabil. Am terminat și tubul, dar da. Color Freedom Magenta Dream. Aceasta este nuanța cu care mă făceam și atunci când eram roșcată. Bine, apusesem roșu și când se ducea îmi împrospătam mereu culoarea cu ăsta, pentru că mi se pare că îi dă așa, îi dădea exact ce trebuia și ce-mi doream eu. Și era un... Adică puteți vedea în videourile vechi când mă făceam, reîmprospătea roșu și avea nuanța aia de, nu știu, magenta, dar mixată cu roșu, bineînțeles. Acum probabil o să arate altfel. O să vedem după. Dar da, și când am fost roz, tot nuanța asta am folosit-o și una din ele, că am folosit Magenta Dream și Pink Pizzazz. Dar da, cam așa, nuanța asta de magenta ar trebui să fie, așa că... O să stau cu vopseaua în cap, o să mă curăț aici pe față. N-am stat să mă stresez. Da, mi-a sângerat între timp și pirsul de la nas. Trebuie să curăț tot acum și să-mi dezinfectez, nasul. Nu știu ce s-a întâmplat, dar da. Și nu am stat să mă fac eu 100% gen să-mi dau cu cremă, cum îmi dau de obicei, ca să nu mă pătez și așa, dar e ok. O să mă șterg și... o să stau cu vopseaua în cap, vreau să strâng aici, stau cu vopseaua în cap și după o să-mi fac mai pe cap și vă arăt și rezultatul. Am dat comandă de German Doner Kebab, acolo sunt sosurile, cartofi, ăștia sunt cartofi cu carne și gel... Am pronunțat. Eu le zic jalapenos. Și aici avem kebabul. Abia aștept să mâncăm. Am ieșit un pic afară să vă arăt părul meu. L-am pus pe bigudiuri și cam... Asta e nuanța la soare, dar îmi place tare mult cum a ieșit. Sunt o bomboană. Opa! Momentan ne pregătim, mă rog, ne-am pregătit, așteptăm Uber-ul pentru că trebuie să mergem până undeva. Și da, îmi place mult cum a ieșit. Mă dau și așa la altă lumină să vă faceți o idee, dar da, îmi place cum a ieșit. Oricum ador părul când mi-l pun pe bigudiuri pentru că îmi dă așa volum și mi se pare mie că îmi place, adică e gen pe stilul meu 100%. Și da, momentan așteptăm Uber-ul. Hai să vă arăt câteva floricele între timp. Asta e nectarinul, l-am adus aici pentru că a fost furtună și l-a trântit acolo. Dar deja... L-am adus aici, zici că... Da, de când l-am adus aici i-a prins foarte bine sub cort, așa că a început să... Da. Are frunzulițe. Uite, și aici. Și aici. Nu ne-am ocupat. Cum? Bine. Mă ceartă nevasta. Trebuie să facem curat și ordine în grădină, dar avem aici narcise. Decât două sunt înflorite. Restul o să mai... Și aici avem lalele, bine, trebuie să v-am spus să facem curat, dar deja au dat lalelele. Și mai avem aici, foarte drăguț, și alea pe care le-am plantat așa de-a lungul scărilor, au dat și ele, sunt câteva care au bobocei și mai avem aici zambile. Asta deja miroase foarte, foarte mult. Mai sunt acolo două și da, cam atât. Magnoliu momentan, din câte am văzut, nu prea a făcut niciun progres. Să vedem dacă o să, nu știu, să îi dea frunzulițe sau ceva anul ăsta. Și liliacul nu mai există. Liliacul, lavanda nu mai există. Un liliac nu mai e, dar cel din față și mai e unul aici în spate încă rezistă. Așa că da, mă duc să îmi verific telefonul să văd unde e Uber-ul. Vreau să menționez ceva legat de parfumuri. Mă pun aici jos. Deci, m-am uitat mai de mult la vlogurile Elenei, secretele Elenei. Îmi place mult să mă uit la vlogurile ei. Și știu că am menționat ceva de parfumuri de la Lidl, care miros similar cu parfumurile cu care noi suntem obișnuiți, ca să zic așa. Și eram disperată pentru că la noi aici nu găseam. Eram gen, mamă, unde sunt parfumurile, că vreau să le încerc. Și nu le-am găsit luni bune, până acum câteva săptămâni sau acum vreo lună. Am mers să iau, nu mai știu, după ce am intrat după pâine și nu mai știu ce, și am văzut parfumurile și eram, deci dacă m-ați fi văzut cum eram în Lidl atunci, ați fi râs de mine 100%, pentru că eram gen, o, parfumuri, adică nu m-a interesat de orice altă cumpărătură, eram gen, stai să mă duc să miros parfumurile. Și aveau testere și m-am apucat să miros testerele, așa că ăsta, Essence Cotton Blue, mi se pare foarte, foarte similar cu Dolce Cabana Light Blue. Deci, da, miroase bestial și e 5 lire 1, așa că am luat două din astea și am mai luat câteva. Celelalte nu știu a ce seamănă sau dacă seamănă vreun, nu știu, parfum renumit, dar mi-au plăcut foarte mult mirosul și le-am luat. Ăsta îl port în geantă și de fiecare dată când ies sau așa îmi fac un refresh. De multe ori, nu știu, îmi folosesc, să spun așa, parfumul mai scump acasă și pe asta l-am mereu în geantă și mă dau cu el când simt eu nevoia de un refresh. Și nu numai, să știți că mie mi se pare că persistă pe mine, că din nou pe mine, și da, apropo, nu știu cum este și cum trebuie, însă mie nu-mi place să mă dau cu parfum pe piele, eu tot timpul îmi sprez, mă rog, mă dau cu parfum pe haine, nu-mi place să simt parfumul de pe piele, nu știu cum e corect. Gen dacă trebuie să dai pe piele sau pe haine, însă eu pe haine mă dau, dar mi se pare că persistă foarte, foarte bine și l-am folosit de o grămadă de ori și a little goes a long way. Bine, a little goes a long way, adică eu îmi dau 500 de fâsuri. That sounds so wrong, dar mă dau cu mai mult odată, gen dau cel puțin de 10 ori apăs pe pompiță, pentru că da, însă persistă și da, mă bucur că le-am găsit, deci eram foarte disperată să le găsesc și le-am găsit, așa că da, cel puțin ăsta e preferatul meu, așa că da, mă duc să pun înapoi în geantă și mai am unul de rezervă, just in case. Stai așa că am o scamă în păr, ia să vedem, ai de mă uit în preview de la cameră, sunt șmecheră, nu. Băi, ești rebelă, ha? Gata. Hai să vedem în cât timp vine Uber-ul și să nu uit să-mi bag parfum în geantă. 9 minute. A? 9 minute. Încă 9 minute? Păi da, au fost 17 minute. O să vă spunem povești cu Uber mai târziu, însă da, nu știu dacă e de la pandemie, nu știu de la ce e, însă noi înainte de pandemie, bine, ne-am și mutat, nu mai suntem în Londra, dar da, adică noi comandam Uber și eram gen, stai să nu dăm comandă prea devreme, pentru că de obicei venea la 2 minute, era la noi Uber-ul. Însă acum au fost momente în care aveam să merg la un eveniment și da, nu a venit absolut nimic, noroc cu o prietenă că a putut să mă ducă cu mașina, pentru că, da, eram gen tot aștept, nu venea nimic și nu mai aveam nici timp să iau autobuzul, practic, pentru că era deja prea târziu, așa că, da, mi s-a întâmplat de multe ori, însă acum, din timp, am pus pe aplicație și văd că a venit, cu toate că a trebuit să așteptăm 17 minute, dar măcar a venit, asta e. Dar... Nu. O să mă crezez dacă pățim așa ceva. Însă nu știu dacă este de la pandemie sau fiind, nu știu, poate un oraș mai mic. Ne-am terminat treaba. Am mers și la muzeu între timp, pentru că era în zonă, am vizitat muzeul și ne-a plăcut. Mai avem o chestie de vizitat, dar era un tur privat și nu am apucat și n-am mai stat, dar o să ne reîntoarcem. Și mie mi-e foame. Ce-mi place e că sunt foarte multe muzee aici care sunt gratuite, nu trebuie să plătești nimic și poți să lași donații, bineînțeles, dar e super mișto, gen în mare parte pentru copii sau și chiar adulți, dacă vrei să, nu știu, să ai așa un tur de cultură, e super, super interesant. Așa că da. Acum eu, nu știu, eu zic să mergem să mâncăm undeva, baby nu vrea, dar e foame. I do, dar... but e abia 11:30. So not much is going to be open. Hai să vedem. Nu, cred că aș prefera Cosmo, sincer. Nu, nu știu dacă e deschis, e 11. E posibil. Dacă nu, ne mai primăm vreo jumătate de oră. Hai că vedem. Let's just see. Cosmo abia la 5 deschide, deci nici azi nu încercăm, deci încercăm să mâncăm la Cosmo. Cred că avem o perioadă bună și nu se întâmplă, dar e ok, asta e viața. Mergem pe partea cealaltă de acolo la râu, să vedem că acolo trebuie să fim mai multe chestii, să vedem dacă găsim undeva să mâncăm, dacă nu mergem acasă, că da, îmi zboară pleata. Am mâncat și acum ne-am luat și eu cafea, gen frappuccino, nu știu, ceva cu caramel, dar e super bună. Mă rog, Aline e foarte încântată, adică e, dar mie îmi place mai mult decât îmi place ei și eu super mult, bineînțeles. Ei l-am luat. Nu că nu-i place, dar am întrebat, îți place? Și a făcut gen... și zic... Da, cum să spun. Pentru că aia am decis să-l beau eu. Și ne-am pus aici la băncuțele astea, ca să aibă bine o pauză de țigară. Și după vreau să mergem... mi-e întrebat în gură. După vreau să mergem la... cum îi zice? La Superdrug, pentru că vreau să-mi iau eu o chestie pentru sprâncene, să vedem dacă mai găsesc. Și după la Savers să mai luăm niște geluri de duș și să vedem ce. Dar da, cam atât. Și după mergem acasă, pentru că urmează să ieșim cu Yuki la o plimbare și cred că o să mergem la Pets ca să mai luăm una alta și ce mai trebuie. Pentru Bobo trebuie să luăm ceva. Ok. Dar da, asta facem acum. Am ieșit la plimbare cu Yuki și am făcut o plimbare așa mai lungă, pentru că, mă rog, mai lungă ca de obicei, că el oricum are plimbările lui. În fine, ideea e că am făcut o plimbărică mai lungă până la Pets. E și frumos afară, așa că am profitat și i-a plăcut la Pets, ca de obicei, bineînțeles. Iar acum am ajuns acasă, vreau să mă doar picioarele rău, dar am luat niște chestii din Superdrug, v-am zis că o să trecem pe la Superdrug. N-am mai trecut pe la Savers pentru că nu, adică am găsit tot ce ne trebuie. De fapt eu în Superdrug am intrat să-mi iau decât un produs specific, însă nu am găsit și am găsit altceva despre care o să vorbesc, cred că o să filmez un video pentru TikTok, dar este posibil să-l pun și aici, să fac așa un mini haul cu tot ce am luat. Și da, mi-a spus femeia respectivă că nu mai au așa ceva, însă nu știe dacă o să mai aducă sau dacă e gen discontinued, dar m-a îndrumat spre un alt produs și sunt foarte, mi se dinde rujul, sunt foarte curioasă să îl încerc, ceva pentru sprâncene. Și dacă tot am fost acolo, am mai luat una alta ce ne-a mai trebuit. Noi de obicei mergem la Savers pentru că e mai ieftin, însă da, adică am găsit acolo și am zis că nu mai, bine, drumul era gen la câțiva pași distanță, dar tot am petrecut timp acolo și am zis că las că luăm tot ce e de aici și cu alte ocazii mergem și la Savers. Și mi-am mai luat eu opția de porci și chestii, dar da, o să pun video pe TikTok și e posibil să îl urc și aici. Am văzut că pe TikTok acum pot pun videouri de 10 minute, așa că stay tuned pentru că... Oh, you want a belly rub? Oh, you want a belly rub? Haide, să te scăpinăm pe butică, da! Tudodol! Tudodol! Alintătură! Așa, și da, am văzut că pot să pun videouri de 10 minute. Am pus un video de 10 minute. So, yeah, mă gândeam că poate o să pun unele videouri, nu neapărat de 10 minute, dar poate o să pun unele videouri mai lungi. Tu nu-ți ajunge câtă alintare primești? Nu-ți ajunge. Tu vrei mereu alintare. Tu vrei meleu alintare. Ce iubire mică. Și acum cred că mă duc să aduc aici ring light-ul, pentru că cred că o să filmez aici pe scaun. Nu mai știu ce ziceam. Da, cu video de 10 minute... Ha! I-a adus mami o pilă din asta. What is that? Oh, wow! Mă rog, nu știu, stați așa să vă arăt. E o pilă cu sunet. E destul de mare. Dar, da, dacă o rotește sau pune lăbuța pe ea, practic, cum o miști, face sunete. Da, și... asta e cu videourile de 10 minute. Mă bucur într-un fel că pot să pun pe TikTok și chestii mai lungi, pentru că știți că vorbesc mult. Și mai am un empties de filmat, că mai am niște produse pe care le-am terminat și pe acelea mă gândeam că tot pentru TikTok. Glossybox-ul trebuie să ajungă și el. Stați așa că m-am așezat aici. Glossybox-ul trebuie să ajungă și el și că tot am văzut asta în preview, trebuie să ud florile. Nu știu, mă rog, plantele, nu știu ce se întâmplă cu mine. Nu, adică uit, eu nu eram așa, eu tot timpul eram foarte grijulie cu plantele, însă da, uit foarte mult și mami e gen de fiecare dată când vine, adică îmi las baza în ea să ne ude florile, pentru că da, nu știu ce se întâmplă, pentru că asta vorbeam cu Alina aseară, zic, când stăteam la apartament eram gen onet, adică le făceam duș și toate cele, însă și acum și am timp, adică nu e vorba că n-am timp, doar că e vorba că uit, nu știu de ce, dar în fine, mă duc să iau ring light-ul și o să stau aici cu voi să filmez. Hai! Vrei să ne jucăm un pic? Come on! There you go! Wow! Așa, wow, Yuki! Da, mai stau un pic aici, după care mă duc să... Come on, give me the ball! Oh, you're so cute, you know that? You're so cute. Da, mă mai joc un pic cu Yuki, după care mă duc să aduc green light-ul și mă apuc de filmat. Țin să vă anunț că Bobo a anunțat că e burlac. Anul trecut anunța că el se mărită și acum își spune că e burlac. Deci, da, nu știu ce s-a întâmplat acolo. Ok, oameni buni, eu după 700 de ore mai târziu am terminat să filmez. Da... Ce se află aici? Asta se află aici. Trebuie să strâng. Am filmat și câteva TikTok-uri între timp. S-a făcut ora 6:30. A, da, și apropo de blugii ăștia vorbeam că sunt super, super, ultra, mega comozi. Sunt cei mai comozi blugi ever. Le ador maxim. Oameni frumoși. Da, a fost prima dată când am încercat chestia de sprâncene și îmi place, însă nu știu dacă am aplicat-o cum trebuia, se vede că mie îmi place gen cum mi-a ieșit, însă trebuie să fiu un pic mai atentă când aplic, însă da, arată ok. Da, îmi place gen de aici încoace, nu sunt sigură că am făcut gen partea asta de început cum trebuie, dar e ok, pentru prima dată când am făcut așa ceva, eu cred că merge. Bineînțeles că pot să le cum să spun eu, să le retușez un pic cu un creion de sprâncene, care o să-mi ia adică o să-mi ia mult mai puțin timp decât dacă aș dedica să o iau de la zero, însă e ok, da, cred că doar dacă aș dedica puțin timp, însă nu e rău, v-am zis aici la început, mi se pare că trebuie să mai lucrez, dar o să mă perfecționez în asta, e prima dată când când am făcut. O să închei acest vlog aici pentru că deja s-a făcut 11. Nu, e 10:25. Dar da, vreau să închei vlogul, că o să mai stăm și noi gen în pat, mai stăm la povești, bla bla bla, și o să adormim. Așa că da, vă mulțumesc mult de tot pentru vizionare, vă pup, vă iubesc și ne vedem într-un video viitor.